găsit, dragii mei, la o nouă ediție a emisiunii noastre. Sunt Iulia Ruș și vă mulțumesc că și astăzi sunteți alături de noi în fața micilor ecrane, iar timp de o oră voi fi gazda dumneavoastră, la fel cum v-am obișnuit în fiecare miercuri. Poposim pe drumul cântecului, puțin mai departe astăzi, tocmai la Văideni. Mă bucur să am alături de mine un invitat de seamă al muzicii populare, și anume pe Marius Țugulescu, alături de care vom scoate la iveală secretele vieții sale. Îi spun bun venit și Doamne ajută lui Marius! Bine te-am găsit, Iulia! Bine v-am găsit, stimați telespectatori! Mă bucur că am ajuns în Vale, a doua mea casă, pot spune, pentru că momârlanii, de la prima mea venire în Valea Jiului, chiar m-au îndrăgit și m-au adoptat. Trebuie să fii de-al nostru. Cu mare drag. Știi, e un proverb, mielul blând suge la două oi. Așa și la mine. Îți mulțumesc tare mult, Marius, că ai acceptat să vii astăzi alături de noi. Să știi că telespectatorii noștri ne mai dau idei, sugestii pe cine să invităm. Iar eu mereu mai țin cont și de sufletul meu, dar pe lângă asta țin cont și de sufletul telespectatorilor. Și m-am gândit că Marius Țugulescu e artistul care trebuie să ne calce pragul astăzi, aici la noi, la Momârlanii Gazde Bune. Cum ai ajuns să ajungi la sufletul publicului? Cum am ajuns? Nu știu, a venit așa de sus. A venit așa un porumbel și mi-a spus, tu trebuie, Marius, trebuie să cânti. Frumos spus. Tu trebuie să dai tot ce ai mai bun pentru ca publicul să-l faci așa, să uite pentru câteva momente de problemele cotidiene și de toate grijile pe care le are. De la cine ai moștenit acest dar de a cânta? De la mama mea. Neamurile din partea mamei mai toți au cântat. N-au făcut din asta o artă. Au rămas așa artiști locali. Și de acolo am furat așa de la fiecare câte puțin. Vii dintr-un loc frumos, poți să ne povestești. De unde vine Marius Țugulescu? Da, vin din Văidenii de Vâlcea, o localitate de ciobani, unde specificul principal este oieritul, creșterea animalelor. Da, pot spune că este o localitate frumoasă. Acolo m-am născut, acolo am copilărit și acolo locuiesc și în acest moment. O zonă de munte, la fel ca și aici, în Valea Jiului. De asta ești atras și consider Valea Jiului a doua casă, nu? Da, pentru că m-am regăsit foarte ușor în obiceiurile lor, în melodiile pe care le ascultă. Pentru mine a fost ca o mănușă. Vorbeam de obiceiuri, îmi spuneai. Spune-mi câte ceva despre obiceiurile de acolo, de la voi, din satul tău, Văideni. Obiceiuri. Să știi că n-am uitat toate obiceiurile noi, cu toate că modernismul din ziua de astăzi ne face să mai uităm de unele altele, dar la noi încă se păstrează cel mai mare festival și a ajuns la peste 50 de ediții. Festivalul Învârtit a Dorului de sânzâiene de obicei se ține. Anul acesta n-am avut noroc să-l ne bucurăm împreună la acest festival. Astea sunt vremurile, dar sperăm că la anul va fi mult mai bine și ne vom putea bucura împreună de acest mare festival Învârtit a Dorului. Da, pe 1 ianuarie de Sfântul Vasile, la noi iarăși se mai ține Balul Oierilor. Balul Oierilor, măcar o zi în an și oierii să se bucure de muzică și și de ce nu, un revelion prelungit. Măsuratul oilor până la voi este la noi nu se ține. Nu. Nu se ține. Nici nu s-a ținut. Nu mi-aduc aminte să fi auzit pe bunicii mei de măsuratul oilor. La noi mergeau 10 familii într-un munte, fiecare cu 50, 80, 100 de oi, stăteau toți acolo. La voi se face cu rândul, că de asta se și face măsuratul. Dar de când am ajuns în Valea Jiului, am zis, măi, trebuie să merg și o dată la măsuratul oilor. Și ce crede? Am aflat a doua zi, că a fost când ieri. A fost, exact, da. Sper că la anul prietenii mei din Valea Jiului să mă anunțe din timp să merg și eu. Sunt curios. Am văzut pe internet tot ce se întâmplă acolo, dar vreau să fiu
fizic, prezent. Tu ești nelipsit de la petrecerile mumârlănești de aici, din zonă. Cum ți se pare? E o diferență între ceea ce faceți voi la Vai de Eni și ceea ce e la noi în Valea Jiului? Nu. Nu este nicio diferență. De asta m-am și adaptat atât de ușor zonei, pentru că avem și la Vaiden și în Valea Jiului se ascultă aceleași melodii, aceeași muzică, muzica ciobănească. Ce se mai ascultă la noi și în Valea, am văzut că nu prinde foarte mult, sunt învârtitele, învârtitele ca la Sibiu. Dar noi ne adaptăm. Păi nu știm noi să cântăm și un etno și un banat. Exact ce trebuie. De la ce vârstă ai început să pornești pe drumul cântecului? Să știi că n-am început de la o vârstă foarte fragedă. Deci eram în liceu, da, în liceu, destul de târziu. Mi-am dat seama târziu că de potențialul meu, pot spune. Ai fost îndrumat de cineva anume? Nu, n-am fost îndrumat de nimeni. Mi-am fost așa, am fost un autodidact. Am fost la o petrecere unde au fost și muzicanți și am zis, ia lăsați-mă și pe mine să cânt o melodie. Vă dați seama ce am făcut. Dezastru, ca să spun pe românește. Mi-a plăcut cum sună așa. Și zic, ia stai-mă un pic, trebuie să mă apuc să cânt, gata. Și așa am început. Am luat ore la început, că nu aveam habar de nimic. Nu aveam nici acces la internet să mă pot documenta, să aflu un alta. Și am căutat un profesor și așa, pentru câteva idei. După care am terminat liceul, mi-am întrerupt activitatea. Apropo, asta e o poveste lungă, dacă tu să mă oprești, dacă... Chiar te rog să ne povestești. Tocmai am și zis, vrem să aflăm secretele din viața lui Marius Sugulescu. Da, am terminat liceul. În timpul liceului am făcut parte dintr-un grup de la Râmnicu Vâlcea, grupul Rapsozii Oltului, un grup ce aparține de Centrul de Cultură, Centrul de Creație și Cultură, în fine. Am terminat liceul, m-am dus la facultate la Timișoara, acolo am zis că trebuie să continui cu muzica. M-am dus la Școala Populară de Artă din Timișoara, la clasa doamnei profesor Ana Pacatiuș. Am făcut doar 2 ani acolo, că va trebui să vin acasă și am continuat școala la Sibiu, la clasa doamnei profesor Marian Angel. Și uite așa, cu multă muncă și cu răbdare și cu multe, multe, multe piese făcute, înregistrate și căutate, și am ajuns în platou HD 365 TV. Tu promovezi foarte frumos folclorul într-un mod atât de plăcut. Ești de invidiat pentru treaba asta. Chiar mă bucur să văd că ești un om care duce mai departe cu atâta cinste folclorul zonei tale de unde vii. Culegi folclor? Da, vreau să-ți mulțumesc pentru cuvintele spuse. Da, am cules folclor la început. Noi ne-am putut bucura și ne bucurăm în continuare de domnul profesor Todeș Bartolomei. Domnul profesor ne-a ajutat foarte mult la început. Dumnealui ne-a dăruit o parte din sutele de cântece pe care dumnealui le-a scris și le-a compus. Știi că noi la Vaiden suntem numai muzicanți. Ciobani și muzicanți sunt acolo. Sunteți renumiți, da, pentru lucrul acesta. Da, și domnul profesor ne-a dăruit, nu numai mie, tuturor colegilor, toți am primit piese de la domnul profesor. Și atunci am învățat să iubesc și să respect piesele de folclor. Pentru că am avut, așa ca un mentor, Lucreția Ciobană. Am stat și m-am gândit, măi, dacă piesa Lucreției Ciobanu, Pleacă oile la munte, este cântată și răscântată de zeci de ani, păi înseamnă că folclorul nu va pieri niciodată. Niciodată. Acum, fiecare... Da, dar ce părere ai despre faptul că în ziua de astăzi comercialul prinde mult mai bine decât folclorul și sunt artiști care încearcă să strice oarecum folclorul?
aduc un minus. Da, dar să știi că acest comercial este o bucurie de moment. Și pot demonstra, acum nu avem noi timp să discutăm pe tema asta, dar sunt piese care au apărut, au fost boom, au dispărut. Da, dar au ajutat și au ajuns ca să aducă artistul sus, nu? Da. Spre deosebire de cei care fac doar folclor. Într-adevăr, dar să știi că un artist care cântă doar folclor, eu cred că are o bază. Și el a construit o clădire mult mai, baza mult mai puternică când culegi și când cânți folclor. La muzica, eu nu-i condamn pe cei, Doamne ferește, nu-i condamn pe cei care cântă muzică de petrecere, muzică mai comercială. Este alegerea lor, o respect, dar ei au fost așa, bum, și dacă au reușit să se mențină acolo sus, foarte bine, dar să știi că pentru a fi atât de apreciat, trebuie să scoți foarte multe piese. Foarte multe piese. Avem exemple în țara asta când dacă ai scos 5 piese, nu vei fi un nume foarte mare. Nu. Nu vei fi un nume, pentru că tu suferi din dragoste. Eu trebuie să-ți cânt eu o piesă în care tu să te regăsești. Unul vrea de petrecere, unul vrea să-i cânte oile lui, unul vrea de așa. Trebuie să cânti pentru toată lumea. Da, trebuie să împaci pe fiecare. Asta se întâmplă și la petrecerile private. Și eu cânt muzică de petrecere. Nu, să nu credeți că eu vin, mă urc pe scenă și cânt doar oile mele. Nu, nu, nu. De departe gândul ăsta. Dar repertoriul meu, repertoriul Marius Țugulescu, este doar muzică folclor. Da, ești de apreciat, de respectat pentru lucrul acesta. Spune-mi, te rog frumos, cu siguranță ai participat la foarte multe concursuri. Care au un rol esențial în formarea ta ca artist? Da, să știi că nu am participat la foarte, foarte multe festivaluri, concurs, dar au un rol foarte, foarte mare în formarea unui artist. Acolo, la un festival, acel juriu, tu trebuie să treci peste acel trac, să poți să-ți exprimi ce ai în suflet și juriul ăla să primească mesajul tău. De fapt, de asta juri acolo, să-i spui ceva. Dacă te urci pe scenă și foaie verde, nici carismă, nici interpretare, nici, atunci n-ai spus nimic. Îndrum tinerii pentru a se implica în acest lucru, pentru a participa? Da, da. Întotdeauna le-am spus. Este foarte important. Și mai ales că la un concurs se cere să cânți și o doină sau o baladă. Deci pentru mine nu am eu norocul să cânt foarte des doine, dar și când le cânt, le cânt pe toate. Da. Pentru că nu ascultă foarte mult doina. Sunt mai sensibile, sunt. Dar întotdeauna i-am îndrumat pe toți. Mergeți în concursuri. Să simțiți și voi acel sentiment, să simțiți acele emoții pe care ți le dă scena. Da, sunt într-adevăr emoții. Tu trebuie să asculți și orchestra, tu trebuie să privești, să asculți în spate și să privești în față. Să zâmbești și să le spui oamenilor ce ai de spus. Marius Țugulescu, pe lângă muzică, care mai sunt ocupațiile tale? Da. Eu sunt de meserie tehnician dentar. Am terminat facultatea de medicină și medicină dentară de la Timișoara. Deci Marius se ocupă de zâmbetul nostru, nu? Da. Da, sunt tehnician dentar și eu și soția mea acolo ne-am cunoscut. Și frumos, frumos. Și pe lângă asta ești și tătic. Cum te-a schimbat venirea pe lume? M-a schimbat în bine, îți dai seama că sunt sentimente frumoase. Sunt sentimente frumoase, mai ales când te întorci de undeva, te întorci acasă și acum a început să și vorbească. Și dacă o aud eu pe Daria când zice, tati, m-am topit. Și mai ales că m-am e fetiță. Topit. Da, m-am e topit. E fata lui tata. Să știi că să fie sănătoasă, să vă crească mare, să vă bucurați de ea. Mulțumim, mulțumim, Doamnește, și ai tăi și ai voștri, ai tăi când vor veni. Ai mei când vor veni, da. Da.
Marius, ar trebui să te și ascultăm cântând, pentru că ai adus cântece frumoase aici pentru mumârlanii noștri și merită să te asculte. Cu siguranță le-au ascultat, dar e bine să te asculte și acum. Dragi prieteni, Marius Țugulescu și cântecele lui. Mea, să vii în brațele mele seara și dimineața, că-ntr-un or ascunsă-i luna, mândro, mândrulița mea. Și mie mi-a foc inima seara și dimineața. Ce să-ți dau, mândro, să vii, mândrulițo, draga mea, unde ne-am iubit întâi, măi, seara și dimineața. Și pe viața ta jurai, mândrulițo, draga mea, că uitării nu mă dai, măi, seara și dimineața. Mea, să te scoate în drumul mare seara și dimineața. Când am zile fără tine, mândro, mândrulița mea, și să mă creadă nu-i cine seara și dimineața. Ce să-ți dau, mândro, să vii, mândrulițo, draga mea, unde ne-am iubit întâi, măi, seara și dimineața. Și pe viața ta jurai, mândrulițo, draga mea, că uitării nu mă dai, măi, seara și dimineața. Mea, să te lași, mândro, de mine seara și dimineața. Să n-am în brațe ce strânge, mândro, mândrulița mea. Sau din inima cum plânge seara și dimineața. Ce să-ți dau, mândro, să vii, mândrulițo, draga mea, unde ne-am iubit întâi, măi, seara și dimineața. Și pe viața ta jurai, mândrulițo, draga mea, că uitării nu mă dai, măi, seara și dimineața. Mea, unde ții calea mai lungă seara și dimineața. În piept să-ți ardă inima, mândro, mândrulița mea. Și să-mi strigi numele într-una seara și dimineața. Ce să-ți dau, mândro, să vii, mândrulițo, draga mea, unde ne-am iubit întâi, măi, seara și dimineața. Și pe viața ta jurai, mândrulițo, draga mea, că uitării nu mă dai, măi, seara și dimineața. Jurământul ai călcat, mândrulițo, draga mea, dar eu nu te-am blestemat, măi, seara și dimineața. C-ai ajunge zile grele, mândrulițo, draga mea, să pleci pe urmele mele,
seara și dimineața. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Slavă Tatălui și Fiului Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. De mult din sat îți plecat, de mult din sat îți plecat, dar mi-e dor de ce-am lăsat, la 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 la. De mult din sat îți plecat, de mult din sat îți plecat, dar mi-e dor de ce-am lăsat, la 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 la. De ulița pietruită, de ulița pietruită și de casa îmbătrânită, la 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 la. Mi dor de mama bătrână, mi dor de mama bătrână, cum de ridica la lână, la 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 la. Mi dor de mama bătrână, mi dor de mama bătrână, cum de ridica la lână, la 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 la. Ne dădea nuci dulceață, ne dădea nuci dulceață, și struguri întinși pe ață, la 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 la. Mirosul de pâine coaptă, mirosul de pâine coaptă, nu-l voi uita vreodată, la 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 la. Mirosul de pâine coaptă, mirosul de pâine coaptă, nu-l voi uita vreodată, la 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 la. Nici la da mare din tindă, nici la da mare din tindă, măicuța stând la oglindă, la 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 la. Dormie satule de tine, dormie satule de tine, plânge sufletul în mine, la 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 la. Dormie satule de tine, dormie satule de tine, plânge sufletul în mine, la 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 la. Se colin pădurile, se colin pădurile, și toate boienile, măi, la 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 la. S-adun nuci și să mâncoame, s-adun nuci și să mâncoame, unde sanii ăia, Doamne, la 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 la. Dragii mei, alături de mine îl am pe Marius Sugulescu. Marius, spune-mi, te rog frumos, ce ai mai făcut în ultima perioadă? A fost o perioadă destul de dificilă pentru toți. Cum a fost viața lui Marius Sugulescu? Fără evenimente? Fără evenimente, liniștită, am avut timp, probabil. Da, mai liniștită. Mai liniștită. Eu și lucrez și de asta weekendurile. Dar nici voi n-ați lucrat în perioada aia. O perioadă, da, acum na, am avut și noi timp de noi și de casă și de familie și să știi că a fost de nedescris acel sentiment când am stat 2 luni cu fie mea. Nu vreți să știți ce bucurie a fost pentru sunt mine. Sunt cele mai importante momente din viața fiecărui om atunci când poți să stai lângă familie. Da, am văzut așa, minut cu minut, cum crește ea și cum se dezvoltă și cum... Atunci am fost prezent la... când a spus prima dată tata, când a spus mama, când a ce-a mers, zis prima dată? Când a pornit... Ce-a zis prima dată? Tati. Normal, și dacă zicea mami, tu sunt tata. Nu, 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 tati a zis, tati. Tati. Frumos, frumos. Da. A fost o perioadă în care am avut timp și de noi. Asta a fost bine și așa. Și așa rău a fost bine. Acum am vrea totuși să mai plecăm de acasă, dar trebuie să mai stăm puțin. Am văzut că ați făcut o felul de filmulețe în care v-ați filmat cântând, ați ținut publicul aproape și pe perioada asta a pandemiei.
Da, n-am putut să stăm departe de cântec. Eu am colegi acolo care am băut cafeaua și hai mă să cântăm și noi ceva, gata. Și am profitat de moment și ne-am dar un mic studio, din câte am înțeles eu, improvizat acasă pentru a face... Nu neapărat un mic studio, nu. Mi-am luat niște aparate de înregistrat cu care ne facem și noi treaba. Și astfel putem să aducem și noi și să ținem publicul mai aproape, cu material nou acolo. Vecinii tăi probabil sunt foarte mândri că au acolo muzică non-stop, nu? Da, sunt mândri. Să știi că eu n-am vecini foarte aproape de mine. Lângă mine stă fratele meu, așa că o să scot boxele în curte să bubuie. Da. Vecinii stau mai departe. Dar să știi că eu ascult mai multă muzică de la ei decât ascultă ei de la mine. Nu ascult foarte multă muzică acasă. Dacă o ascult în căști, pentru mine. Sunt egoist. Ce te-a făcut să rămâi în satul tău natal? Că mulți, vezi, pleacă pentru a găsi altceva mai bun. Colegii mei, majoritatea au plecat. Poate și serviciul pe care îl au, în afara faptului că ei și cântă, i-a făcut să plece din Vaideni. Eu mi-am zis, eu pot să fac oriunde să exercit meseria și de asta am și rămas acolo. Mi-am făcut așa o căsuță și... De la țară vin și domnii, nu? Da, la țară îmi floresc toți pomii. Exact. Marius, când spun Marius Țugulescu, mă gândesc la Sun Cioban din Vâideni. Primul tău cântec. Da, primul meu cântec. Cântec renumit. Bujor mândru din Puieni, Sun Cioban din Vâideni. Da, să știi că acest cântec l-am primit de la domnul profesor Tădeș Bartolomei. Mergeam și eu în concursuri și n-aveam un cântec al meu. Și m-am dus la domn profesor și l-am rugat să-mi fac un cântec care să mă reprezinte sau nu știu, să mi se potrivească. Și chiar te-a reprezentat. Da, și chiar m-a reprezentat. Și a spus, băi, tu trebuie să cânti cântecul ăsta. Bujurmându din Păină sunt ciuman din Vaideni. Și zic, da, e bun. Și să știi că acest cântec mi-a adus foarte, foarte multe satisfacții și foarte multă bucurie sufletească. Pentru că a ajuns foarte repede la sufletul omului. Și mulți mă recunosc după acest cântec și mulți mă recunosc după, bineînțeles, după Țol. Stai așa că vine vorba de port, ai un port tare mândru. Spune-mi un pic despre costumul tău. Ce te reprezintă cel mai bine e Țolul, nu? Țolul, da. Fără așa... Țol nu e Marius Țugulescu. Exact. Atunci când te-am sunat, știi că ți-am zis să vină Marius Țugulescu. Da, adică să vină Marius Țugulescu și să nu uite Țolul acasă. Da. Acum, la câți prieteni am în Valea Jiului, mi-ar fi împrumutat Cu siguranță un țol. Un țol. Aș fi mers la familia Bălănesc, la Cimpa, să mai îmi dea unul. Că am primit cadou unul, mai dați-mi unul, că sigur mai aveți. Da. E un costum foarte frumos. Mulțumesc. Este un costum specific zonei din care vin. Specific din Vaideni. Să știi că și cămașa se diferențiază față de cele din mărginimea Sibiului. Noi, ca și origini, le avem în mărginimea Sibiului. În Jina, Poiana, Tilișca, Gura Râului și toate celelalte de la nord de Carpați. Dar să știi că modelul și cusătura și toate astea sunt diferite. Sunt diferite dintr-un sat în altul. La fel și la noi. Da. Am un costum autentic din Vaideni. Asta e costumul de vară. Am înțeles. Și la noi se poartă cioareci, cum se poartă și la voi, cu opini sau cu cizme. Dar e vară. să nu uităm că e vară. E vară, da, ne conformăm anul timpului. Da, așa am ales eu să mă îmbrac și așa voi păstra costumul. Și asta va fi imaginea mea până mă voi lăsa de cântat. Doamne ajută! Sper să nu-mi vină... Să nu-ți vină vreun gând vreun... de a te lăsa, da. Vreun gând necurat. Marius, spune-ne ceva despre clipurile tale. Pe unde le filmezi? Cu cine colaborezi în realizarea lor? Da, să știi că n-am ținut morții să filmez doar cu
o singură echipă. Am filmat unul chiar cu un prieten de aici din Valea Jiului. Viscolito Viscolit este filmat aici la Sălătruc. Am zis bine? Da, Sălătruc. Da, pe acolo, pe sus. Da. Am găsit niște oi într-o grădină, m-am băgat lângă ele și zic, aici filmez. L-am avut pe Laurențiu, pe Oprița. Hai, Laurențiu, aici, în zăpada, zăpada până la genunchi, îmi dai seama. Dar a ieșit un videoclip frumos. N-a fost primul videoclip. Eu am mai filmat și la Muzeul Satului la Sibiu. Am filmat cu un videoclip ultimele piese pe care le-am înregistrat la Jina, chiar la Jina acolo sus, cu fluierașii de la Jina, cu Iliuță și cu Andrei Morariu. E cel mai nou, oare? Da, e cel mai nou. Da. Da. Nu e cel mai nou. Sara și dimineața, ultima mea învârtită, dar au fost înregistrate în același timp în studio. Apropo de studio, trebuie să anunț acum. Pregătesc un nou album cu care voi veni și vreau să îmi dați spațiu 5 ore să vorbesc, să vorbesc și să vă cânt toate piesele de pe nou album. Deci urmează cel de-al doilea album. Cel de-al doilea album. Chiar astăzi am vrut să vin cu... Am filmat două videoclipuri de pe nou album. Am vrut să vin cu... El în premieră, dar n-ai vrut să vin, nu? Da, m-am răzgândit pe moment. Ce ai zis? Am zis că vin cu toate odată. Perfect, foarte bine. Da. Spune-mi câte ceva despre primul tău CD. Cum a prins publicului? A fost greu până l-ai scos? Cât a durat? Oh, da. Iarăși am de povestit mult. Te rog. Da, primul meu album, poate mult nu știu, titlul albumului este Cât-i muntele de înalt, înregistrat cu Orchestra Jidvei România, sub bagheta dirijorală a maestrului Stelian Stoica. Am avut 14 piese. Piese folclor autentic din zona mea. Din vaidenii mei dragi de acolo, de la Vâlcea. Să știi că piesele, majoritatea au prins de pe acel album și la evenimentele private eu chiar le cânt. Foarte multe din piesele mele le cânt. Mi-am făcut un program doar cu piesele mele și îl și anunț, ca să știe lumea că sunt piesele mele. Frumos, dacă da. Cineva vrea să le asculte. După ce m-am bucurat câțiva ani de zile de succesul care mi l-a adus acest album, am luat hotărârea să mai înregistrez încă unul, tot cu aceeași orchestră, același studio, pentru că eu am fost mulțumit sufletește de tot, de material. Sper să placă și acest album. O să vedeți. Bombe. Deci stați aproape, urmează. Senzațional, rămâneți aproape. Marius Sugulescu, da. Cu noi surprize. Spune-mi un pic despre trupa voastră, cum a luat ea naștere, cum v-ați întâlnit, cum de a venit Marius Sugulescu tocmai la Petroșani? Oh, da. Am fost la un eveniment, primul eveniment, nu pot să-l uit, n-am cum să-l uit, la care am participat aici în Valea Jiului, a fost la Jieț. La Jieț, la Momârlane, acolo. Acolo cântam cu altă trupă înainte și m-am bucurat așa de succes. Bine, pentru mine a fost ușor ce am făcut acolo, că eu mi-am făcut treaba la fel ca și la mine la Vaideni. Dar am avut noroc că Momârlanii m-au înțeles și te-au îndrăgit. Și m-au îndrăgit. Te-au îndrăgit din prima clipă în care te-au dragoste la prima vedere. Exact. Și din partea mea și din partea lor. Și atunci cântam cu altă trupă și l-am cunoscut pe Mitu, Mitu Helj, care ulterior a devenit și fiul meu cu Mădălina Străuneanu, colega, e o poveste lungă. Da. Sunteți o familie. Suntem acum, în familie. Pe lângă faptul că cântați împreună, sunt formați și o familie. Da. Și așa l-am întâlnit pe Mitu, când au început discuțiile la noi în vechea formație, am zis, nu are rost să continuăm, că nu vom ajunge nicăieri, nu vom face performanță. Și atunci l-am sunat pe Mitu. El era pe lângă subiect, eu eram pe lângă subiect, Mitule, ce faci? Ce să fac? Uite acasă. Băi, Mitu, și ce m-am gândit? Nu vrei să facem noi o trupă? Uite așa. Băi, facem, că ce avem de pierdut?
Și așa, din vorbă în vorbă, după aia am pus la punct unele detalii, unele chestii. Și uite așa, ne-am adunat colegii și ulterior mi-a zis, auzi, da, iubita mea cântă și ea. Nu, păi ia să vină, pa, ok, gata, am făcut trupa, avem și solistă, trupa, e, da. Tot, e tot în regulă. Da. Și așa am ajuns mult mai ușor să mă cunoască mult mai mulți mămurilani. Exact. Pe unde cântați de-a lungul timpului? Pe unde ați fost chemați, invitați? Bănuiesc că ați cântat în toată țara, nu? Da, aproape în toată țara. Aproape în toată țara. Să știi că noi nu suntem și nu ne-am limitat la doar la un singur gen muzical sau la o zonă. Noi cântăm și boltenește, și muntenește, cântăm și muzică ușoară, noi cântăm și ardeal, banat, etno, ce se cere acum. Ne adaptăm. Urmărim, avem acces la informații, vedem ce e în trending, ce se cântă, ce se cere. Profităm de internet. Frumos! Sunteți oamenii care încearcă să satisfacă fiecare persoană în parte, indiferent de zonă, de gen muzical, de stiluri, de... Da, încercăm să fie totul bine și să plece sau să plecăm noi de lângă Mir sau de lângă oamenii ăia cu satisfacția, să ne strângă mâna și să ne spună un mulțumesc din suflet. Da, sunteți de apreciat. Mulțumim. Dragi telespectatori, cântece de ciobănie cu Marius Țugulescu. La 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 la, pragostenii s-o albit, măi, la 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 la, s-o albit și bătătura, la 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 la. Nu se mai vede măgura, la 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 la. La 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 la, ai rămas cu negurioa, la 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 la. Numa lupin lăsătoare, la 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 la. Urla foame și ajale, la 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 la. Cioparele de mioare, la 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 la. Au plecat pe drum la vale, la 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 la. Pe cărarea păcilor, măi, la 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 la. Și în urma cailor, măi, la 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 la. Stâna mea dintre izboare, la 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 la. Te las până la primăvară, la 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 la. Când ieși soarele, măi, la 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 la. Mângâind mioarele, măi, la 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 la. Pe cărările cu dor, măi, la 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 la. Către vârful munților, măi, la 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 la. Stână zâmă și nu te da, de mă unge la inimă numai tăt așa. Îmbrațoacă crengile, zâmă și nu te da, și sub stânci zboarele, ai numai tăt așa, mă! Zi de fluier ca la jina, cât de lungă-i săptămâna, să-mi treacă de of și dor, sus în vârful munților! Thank you.
nu erași cu mine, zi-mă, și nu te da, că știu că mi-or prinde bine numai tăt așa. Când fac ca și ore de dulce, zi-mă, și nu te da, ei din fluieră mi-or zice numai tăt așa, mă. Zi din fluier ca la jina, cât de lungă-i săptămâna, să-mi treacă de of și dor sus în vârful munților. Sara la lumina lunii, zi-mă, și nu te da, la foc dinaintea stânii, numai tăt așa. Cu băcița oi juca, zi-mă, și nu te da, cât a zice fluiera, păi numai tot așa, mă. Zi din fluier ca la jina, cât de lungă-i săptămâna, să-mi treacă de of și dor sus în vârful munților. Mai zi una ciobănească, zi-mă, și nu te da, cât pascoile pe coastă, numai tăt așa. Că și lupi-or sta departe, zi-mă, și nu te da, și nici vântul n-a mai bate, numai tăt așa, mă. Zi din fluier ca la jina, cât de lungă-i săptămâna, să-mi treacă de of și dor sus în vârful munților. Ca trece vara cu bine, zi-mă, și nu te da, și de Dumnezeu ne ține numai tăt așa. Colo la Sfântă Mărie, zi-mă, și nu te da, pentru zi-ți voi da sâmbrie numai tăt așa, mă. Dragii mei, am revenit, iar alături de mine n-am pe nimeni altul decât Marius Țugulescu. Marius, viața ți-a oferit tot ce ți-ai dorit până acum? Da, chiar mai mult decât mi-am dorit. Asta pentru că am știut și am învățat să am răbdare. Deci răbdarea e cea mai importantă, nu? Da. Și am mai învățat ceva. Locul meu nu-l ia nimeni. Deci asta mi-a plăcut de când am... Locul tău nu-l ia nimeni. Și într-adevăr așa este. Frumos, frumos. Poți să faci tu... Dumnezeu îți dă cât poți duce. Exact. Și ce ți-e scris în frunte ți-e pus. Spune-mi, te rog frumos, ce planuri de viitor ai? Pe lângă faptul că îți dorești să lansezi cel de-al doilea album. Să știi că nu mi-am făcut planuri așa pe termen foarte lung. Acum, pe partea artistică... Ați reînceput evenimentele? Nu, așa. Petreceri în limita numărului de persoane. Da, dar pe plan artistic nu pot face în acest moment planuri pe termen lung. Pentru că nu știm ce va fi mâine și ce măsuri se vor lua pentru mâine, dar rămite pentru... O jumătate, un an de zile, eu știu, nu. Îmi doresc să fiu sănătos. Doamne și ajută. Să pot să termin albumul și să pot să lansez și să mă bucur împreună cu publicul de succesul lui. Unde te pot găsi cei care vor să te asculte, să te aibă alături la evenimentele din viața lor? Da, mă pot găsi peste tot. Începând de la toate rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, pe canalul de YouTube. Da. Păi trebuie să fim cu lumea. Exact, da. Da, și pe canalul de YouTube, acolo pot urmări. Pe Facebook n-am încărcat foarte mult material, dar pe YouTube pot găsi mai toate piesele și mai toate genurile pe care eu le cânt. Și puteți asculta și să vă bucurați sufletul cu ce găsiți acolo. Dacă nu te-am întrebat eu ceva, spune-mi tu ceva. Nu știu. Poate mi-a scăpat mie. Fai, asta e cea mai grea întrebare care am primit-o. Știi cum sună întrebarea asta? Exact ca la un eveniment când spune un... Nu știu, cântă ce vrei tu. Ce vrei tu. Hai de mine, păi mie... Playlist-ul ăla lung nu se mai oprește, nu pot să dau click pe melodie, că nu... Da, aș vrea să le mulțumesc tuturor telespectatorilor și tuturor celor care
mă apreciază și mi-au fost întotdeauna alături. Vreau să le mulțumesc tuturor prietenilor din Valea Jiului care întotdeauna au avut un cuvânt de spus. Vreau să le mulțumesc celor care m-au recomandat la evenimente, pentru că asta este, cred că, cea mai importantă carte de vizită a noastră. O recomandare face mai mult decât 10 clipuri de pe YouTube. Oamenii care te văd și te ascultă live la eveniment simt altfel atmosfera decât ce punem exact noi, ce postăm noi pe rețelele de socializare. Marius, îți mulțumesc tare mult pentru că ai fost astăzi alături de noi. Timpul nostru s-a scurs. Gata? Da, s-a terminat. Păi eu vreau să mai vin. O să vii, te așteptăm cu drag oricând. Ușa noastră este deschisă pentru tine. Îți doresc drum bun spre vaideeni. Salutări vaideenilor tăi dragi de acolo. Mult succes pe drumul cântecului, multă sănătate și tot binele din lume. Îți mulțumesc tare mult și mă bucur că aici am găsit oameni primitori. Bineînțeles, momârlanii. Momârlanii întotdeauna îți deschid ușa și te pun la masă și îți pun tot ce au mai bun pe masă. Mulțumim tare mult. Să știi că mă simt mândră că sunt momârlancă. Ești momârlancă? Jet de jet? Jet pe jet. Wow, super. Da, îți mulțumesc pentru invitație și pentru că ai făcut posibilă prezența mea în casele telespectatorilor. Eu îți mulțumesc tare mult. Doamne ajută! Doamne ajută să fiți sănătoși și la pungă groși! Dragii mei, cam atât pentru astăzi. Până data viitoare să rămâneți cu bine și nu uitați, în fiecare miercuri de la ora 17, doar aici, pe HD 365. Până data viitoare să rămâneți cu bine. Doamne ajută!